De această analiză medicală gratuită pot beneficia toate femeile peste 25 de ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurate medical, dar care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, sunt asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. Pacienta trebuie doar să se prezinte la medicul de familie, atâta tot. Trebuie transmis însă un lucru iară foarte important, că recoltarea acestui test nu înseamnă un disconfort major, că nu este o manevră dureroasă, nu este o manevră sângerândă. Este doar un consult ginecologic care, practic, este un picuț mai prelungit. După ce acest test este recoltat, fie de către medicul de familie, fie de către centrele de recoltare pe care dumneavoastră le-ați menționat, aceste teste sunt trimise mai departe spre analiză laboratorului de citopatologie. Pacienta, practic, nu mai are de făcut decât să aștepte rezultatul, rezultat care va fi transmis de către centrele de anatomie patologică medicului de familie. Un rezultat pozitiv pe testul Babeș-Papanicolaou înseamnă doar o aprofundare clară a investigațiilor care trebuie efectuate. Și atunci pacienta este trimisă la medicul specialist. Programul acoperă doar această etapă de recoltare a testului Babeș-Papanicolaou, urmând ca ulterior pacienta să se adreseze medicului specialist, unde cu investigații suplimentare, și aici este o gamă extrem de largă, care trebuie efectuată de investigații suplimentare, se pune sau nu se pune un diagnostic nu neapărat de cancer, ăsta este ultimul lucru care ne-l dorim, sincer, ci de leziune precanceroasă. Direcția de Sănătate Publică Suceava a primit anul acesta de la Ministerul Sănătății 211.000 de lei pentru derularea Programului Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin. Potrivit directorului adjunct al Direcției de Sănătate Publică, doctorul Cătălin Azorescu, anul trecut au fost luate în evidență 69 de cazuri noi de cancer de col uterin, 26 din mediul urban și 43 din mediul rural. Comparativ, în anul 2014 au fost depistate 74 de cazuri noi. La sfârșitul anului 2015 au rămas în evidență 802 persoane cu acest diagnostic în județ. Programul a început în noiembrie 2012, populația eligibilă fiind de 48.210 femei. Între 2012 și 2014 au fost testate 6.036 de femei, iar în 2015 2.245. Din acestea, din urmă, la 118 s-au depistat anomalii ale testului, investigațiile fiind ulterior aprofundate, iar pacientele îndrumate către specialist pentru terapie. Cătălin Azorescu a mai declarat că finanțarea programului în anul 2015 a fost tot de 211.000 de lei. Cele două rețele care derulează programul, Spitalul Județean de Urgență și Spitalul Municipal Fălticeni, acoperă întreg județul și includ 87 de medici care informează și îndrumă femeile către cele 9 centre de recoltare a testelor. Acestea sunt analizate în 5 laboratoare de specialitate.